Femeie susține că a fost bătută de un executor judecătoresc. Agresiunea s-ar fi întâmplat chiar în biroul executorului. După ce a fost eliberat certificatul medico-legal, femeia a depus o plângere penală împotriva executorului. Agresiunea a mai fost probată printr-un test poligraf, apelul la 112 și mărturia surorii ei. Însă instanța a considerat insuficiente dovezile și a clasat dosarul. Acum femeia vrea să-și caute dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. A luat-o la fugă pe hol, mi-a dat cu pumnul în spate, m-a lovit cu sânul de tocul ușii și vedeți de acolo, de la ușă, sunt niște trepte. Mai să cad pe treptele alea și când am ajuns la jumătatea aleei, i-am spus, m-am întors către el și i-am spus, cu ce drept ridici mâna asupra mea? Și atunci m-a strâns de gât și așa de gât m-a târât până la poartă și toată perioada aceasta a fost plină de injurii. Emilia spune că a trecut prin aceste momente de groază în 2014. A mers la biroul executorului după ce a plătit ultima rată pentru un card de cumpărături. A solicitat o dovadă pentru încetarea executării silite, motiv care a iscat și o discuție aprinsă. Femeia a primit dovada, dar înainte de a ieși din casa în care executorul are sediul biroului, spune că a fost agresată de acesta. Cred că n-am să uit asta absolut niciodată. Șocată de ce i s-a întâmplat, femeia a depus o plângere penală pe numele executorului pentru violență fizică. Însă procurorul de caz a decis clasarea plângerii de două ori. Emilia a contestat decizia de fiecare dată, iar prim-procurorul parchetului general a dispus reînceperea urmăririi penale pe numele executorului. Așa că dosarul a ajuns în instanță. Însă executorul judecătoresc nu a recunoscut acuzațiile femeii. Mai mult decât atât, atunci când a fost audiat, a declarat că femeia s-ar fi lovit singură atunci când a ieșit din curtea biroului. Însă distanța pe care a avut-o de parcurs a fost cam de aici, de la poartă, până la mașină. În mașină o aștepta sora dumneaei, care a văzut-o că era lovită. Era foarte, foarte, foarte speriată, era zgâriată în partea stângă sub ureche și sângera. Și îmi striga într-una, m-a bătut, m-a bătut, la care eu nu făceam priză cu realitatea și am întrebam cine te-a bătut, dar și la care mi-a răspuns, executorul, executorul. Procesul verbal de agresiune fizică întocmit de polițiști după ce Emilia a sunat la 112 a fost depus la dosar, împreună cu un certificat medico-legal cu 3 zile de îngrijiri medicale eliberat de INML, un test poligraf din care a rezultat că a fost sinceră și mărturia surorii ei. Pe de altă parte, în favoarea executorului au depus mărturie 2 angajați. Faptul că au fost audiate persoane ce erau angajate în sediul executorului judecătoresc, acest lucru poate vătăma anchetei. Martorii respectivi, evident că nu puteau să fie obiectivi, ci doar subiectivi. Instanța a decis că nu sunt suficiente probe și a confirmat clasarea dosarului în noiembrie anul trecut. Groaznic, când am deschis plicul acasă și am văzut că în 5 rânduri se pune cu atâta ușurință o sentință de clasare. Când am văzut, mi s-a făcut rău pur și simplu. Dar Emilia este hotărâtă să nu renunțe, așa că a decis să-și caute dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Practic, noi sperăm ca odată cu plângerea pe care o vom adresa către CEDO să primim sigur daunele respective de 5.000 de euro, dar nu în ultimul caz să încercăm o redeschidere a acestui dosar. Din fericire pentru dânsa, din fericire pentru mine sau oricum ar fi, sau oricum o instanță românească s-a pronunțat în mod definitiv asupra acestei chestiuni. Încă o dată repet, există accesul liber la justiție a fiecărui cetățean din România. Emilia spune că experiența cu executorul a fost o adevărată traumă. Mi-a fost și mi-este teamă că este un om dificil și mi-e teamă să nu să răzbune într-un fel pe viața mea și pe persoana mea. Orice persoană ce este jignită de către un funcționar public, așa cum este asimilat executorul judecătoresc, se poate adresa inclusiv instanței civile pentru obținerea de despăgubiri, atât materiale cât și morale, și nu în ultimul rând vestita infracțiune de abuz în serviciu, ce iată că este o veritabilă infracțiune și poate face și chiar ar trebui să facă obiectul unui dosar penal.